Bună seara, suntem la emisiunea Dialogul de Seară. Invitatul nostru de astăzi este, după cum am prezentat mai devreme, ministrul apărării Vitalie Marinuță. Domnule Marinuță, bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara și bine v-am găsit. Regăsit. Da, bine ne-ați regăsit. Chiar recent urmăream în presă și noi am reflectat de fapt acest eveniment. Ați inspectat militarii moldoveni care sunt gata să furnizeze securitatea în Kosovo. Așa și ați spus și așa de fapt în acești termeni cel puțin se vorbește. Mă întreb cât de mult avem nevoie noi, statul Republica Moldova în condițiile economice actuale, de a bugeta acești militari și de a-i echipa cu tot ce au nevoie și de a-i susține financiar pentru această misiune. Mai bine zis, această misiune pentru a susține, nu neapărat militari. Cât de mult avem nevoie noi de asta? Sunt ferm convins că este o necesitate pentru Republica Moldova, în primul rând, pentru Armata Națională și militarii noștri, deja în al doilea rând, de a participa în așa misiuni. Prima fiindcă, în așa mod, noi demonstrăm partenerilor noștri că suntem alături la soluționarea problemelor de securitate și apărare stringente. În al doilea rând, noi demonstrăm că avem și capacitate, adică acea colaborare care avem de decenii deja pe programele de asistență, inclusiv și militare, este una pozitivă și clar lucru pentru militarii noștri care au un salariu așa cum îl au și care acum recent va fi suplinit, majorat cu 30%, militarii noștri vor avea posibilitatea să mai câștige pe lângă experiență, profesionalism și ceva surse financiare. Consider că noi trebuia să o facem și mai înainte într-o manieră permanentă. Așa cum o fac multe state din lume, așa cum o fac multe state din regiune, adică să fim prezenți în operațiunile de menținere a păcii. Necătând la faptul că suntem o țară neutră și s-ar părea că n-ar trebui să ne implicăm. Dar țările neutre, toate care le cunosc, sunt în diverse misiuni de menținere a păcii. De aceea, chiar și în situația actuală, economică, trebuie să ne uităm la beneficiile politice, beneficiile de imagine care le avem și atunci aproximativ 12 milioane de lei care vor merge la susținerea acestei operațiuni anual și marea majoritate acestor bani vor fi de urnele, practic salariile militarilor noștri, sunt un cost foarte mic față de beneficii care le vom avea. Aceste detașări reprezintă o anumite exerciții sub egida NATO sau nu? Ele sunt sub egida Națiunilor Unite, dar este o misiune care este îndeplinită de NATO. Noi, ca stat neutru, avem dreptul să participăm doar în o operațiune de menținere a păcii, nu operațiuni militare, care au un mandat al Națiunilor Unite. Misiunea din Kosovo, misiunea KFOR, are așa mandat. Și este împuternicită Organizația Nord-Atlantică de a îndeplini această misiune. Așa că noi nu încălcăm legislația, noi mergem într-un mediu relativ liniștit, chiar nu se compară cu mediul din Irak, atunci când militarii noștri de asemenea au participat practic timp de 3 ani la rând, au participat în acea misiune. Este o misiune, eu aș spune, nobilă și care, plus la toate, nu are relevanță așa cum unii vor să o definească, să o arate ca o misiune fix așa cum este problematica noastră transnistreană. Eu susțin detașarea militarilor noștri în această misiune și în alte misiuni, inclusiv poate că vom fi pregătiți cu mai mulți militari la nivel de batalion, la nivel de unitate militară, să mergem și în alte misiuni în Africa, misiuni ale Națiunilor Unite, fiindcă militarii noștri doresc. Militarii noștri sunt pregătiți pentru așa ceva și nu de azi și nu de ieri. Ultimul timp noi pur și simplu i-am echipat.
puțin mai bine. De asemenea, majoritatea surselor fiind prin diverse programe de asistență a partenerilor noștri și suntem gata de a îndeplini orice misiune care va fi decisă de către politicul Republicii Moldova. Și v-ați referit la unele misiuni în Africa, dar există zone mult mai fierbinți, totuși pe glob, decât Africa. Aceste detașări îi reprezintă și unele oferte din partea Națiunilor Unite sau aceste detașări reprezintă poate unele scopuri pe care le atinge ministerul dumneavoastră prin anumite demersuri către Națiunile Unite sau? Sunt și oferte, dar Ministerul Apărării nu poate să înainteze niciun demers dacă nu este o decizie politică sau nu este o înțelegere politică, o necesitate a statului Republica Moldova, care noi ca militari sau Ministerul Apărării o materializează. În programul de guvernare, începând cu 2009, este scris tranșant că Republica Moldova dorește să devină un stat furnizor de securitate, un stat participant la operațiunile de menținere a păcii, dar nu numai consumator de securitate. De aceea, noi, în cadrul Ministerului Apărării, și ne-am străduit parcursul acestor ani să îndeplinim acest obiectiv propus în programul de guvernare. La momentul actual, în Africa, noi avem 12 observatori în diverse misiuni. Clar lucru, dacă va fi voința politică și totodată va fi posibilitatea, se va deschide oportunitatea de a participa cu o unitate militară, nivel batalion de obicei, asta e 5-700 de oameni, într-o misiune de pe continentul african, vreo misiune sub egida Națiunilor Unite. Ceva în premieră pentru țara noastră. Da, va fi o premieră cu contingente, dar eu voi pleda permanent pentru aceasta. Fiindcă este posibilitatea ca militarii noștri să fie furnizori de securitate, este posibilitatea ca noi să ne promovăm diplomatic la nivel internațional, ca militarii noștri să preia experiența internațională, dar totodată aceste misiuni, dacă vorbim iarăși, ne întoarcem la panele, sunt destul de bine plătite la nivelul Națiunilor Unite. Sunt unele țări care, practic, pe aceasta își mențin bugetul armatelor sale. Eu nu mi-aș dori ca bugetul armatei naționale să se mențină în așa mod, dar de a contribui la sporirea anume eficienței armatei, noi am putea și totodată și să fim ambasadori ai țării noastre psihotare. Ce statut au militarii care participă în asemenea misiune? Sunt, probabil nu sunt cei care își satisfacă serviciul militar obligatoriu. Sau? Nu, nici nu se discută. Legea Republicii Moldova nu permite ca militarii în termeni să fie detașați în așa fel de misiuni. De obicei merg militarii din Batalionul 22 de menținere a păcii, unitate special creată în anul 2000 pentru a participa în așa operațiuni, unitate care este certificată intern, dar o parte din ea și pe exterior în cadrul programului capacităților operaționale. Noi avem batalionul destinație specială, la momentul actual operaționalizăm alte două unități la nivel de batalion. În așa mod, noi suntem gata și în viitor, cred că și mai bine vom fi pregătiți pentru a detașa militari pe contract, conform legislației în vigoare. Și mai mult ca atât, noi la momentul actual suntem gata să detașăm 41 de militari. Aceasta este și misiunea prin decizia Parlamentului, dar numai rapoarte care le-am semnat eu că ar dori să meargă în așa contingenți sunt la nivelul de 1000 și ceva militari. Există o concurență internă. Da, este o concurență internă. Noi îi selectăm destul de bine, destul de riguros. Sunt unele criterii principiale care trebuie orice soldat să le îndeplinească pentru a nimeri în așa imaginea contingent. Imaginea țării, adică este pusă la bătaie aici. Noi totul luăm în considerație, începând de la calitățile morale ale ostașului, terminând cu înțelegerea ostașului că el reprezintă nu familia sa sau pe el însuși, dar merge ca reprezentant al țării și reprezentant al Națiunilor Unite acolo.
În afară de ce că ai drapelul Republicii Moldova pe umăr, mai ai drapelul Națiunilor Unite ca organizație internațională. Așa că este o responsabilitate dublă și militarii noștri înțeleg faptul. Apropo, despre colaborarea internațională, recent la Chișinău a fost ministrul grec al apărării, colegul dumneavoastră, și au fost mai multe evenimente legate de schimbul acesta de experiență și alte domenii, dar ce ați deprins poate și unele poate unele chestii care ar putea fi implementate și în Armata Națională? Și mă refer aici la, de exemplu, unele standarde NATO, unele standarde care din experiența Greciei, pentru că și Grecia fiind membru NATO a implementat foarte subtil aceste standarde. Noi am realizat și un subiect chiar la știri la această temă. Noi am discutat practic despre dezvoltarea cooperării în domeniul militar pe viitor. În ultima perioadă a fost o puțină stagnare, reieșind din situația care a fost în Grecia și noi toți cunoaștem din 2010 încoace, dar și situația din Republica Moldova. Și practic a fost așa o perioadă când nu prea am cooperat. Vizita în cauză deschide posibilitățile de a coopera în special în domeniul învățământului militar. La momentul actual noi avem peste 47 de militari care au trecut diferite niveluri de pregătire militară în instituțiile grecești militare. Mai mult ca atât, vreau să spun că comandantul contingentului KFOR care pleacă la moment este absolvent a unei sau a fost format în una din academiile militare grecească. Comandantul batalionului destinat specială de semne a fost s-a pregătit inițial în Grecia, este după aceasta în Statele Unite. Alți șefi din cadrul Marelui Stat Major de asemenea. Deci eu consider că reînnoirea relațiilor cu Grecia în domeniul militar ne va da posibilitatea să pregătim pe viitor militarii noștri la un nivel foarte înalt. Ceea ce ține de standardele NATO și implementarea lor, ele sunt toate sunt unicele pentru toate țările. Fie Grecia, fie România, fie Germania. Și noi le implementăm. Am vorbit anterior despre conceptul capabilităților operaționale, așa numitul program OCC. Deja noi am certificat 2 ani în urmă o companie, grupa noastră de geniști. Din această companie pleacă plutonul acum în Kosovo, geniștii pleacă încolo. Ne pregătim pentru etapa a doua de evaluare a unei baterii și pentru anul viitor ne punem ca scop ca un batalion întreg să-l includem în programul dat de evaluare. Dar în marea majoritate noi ne străduim ca acele standarde internaționale, NATO, și eu nu mă tem să spun că, fiindcă standardele NATO sunt standardele țărilor europene, să le implementăm în armata noastră și avem succes. Aceste standarde sunt nu numai în pregătirea de luptă, sunt și în păstrarea munițiilor, în geniu, în medicină, în logistică. Și încet cu încet, în ultimii 4 ani în special, noi am făcut un pas uriaș înainte. Dar dacă să vorbim despre standardele NATO, un standard al NATO este și renunțarea la serviciul militar obligatoriu. Cât de real este această implementare, cât de reală se pare pentru Republica Moldova? Iarăși, având și o moștenire aici, atât la nivel de concept și de mentalitate, cât și în legislație. De acord. În principiu, legislația nu ne încurcă să renunțăm la serviciul militar obligatoriu. Eu sunt adeptul serviciului militar pe contract. Menținerea serviciului militar obligatoriu în Constituție doar pentru cazurile situațiilor excepționale, crize sau război. În rest, consider că noi avem nevoie de o armată relativ mică, așa cum este la moment, conform deciziei Parlamentului, dar profesionistă. Și, practic, procesul s-a început. Noi vorbim despre toate forțele armate, nu doar Armata Națională. Știm că forțele armate au fost constituite din serviciul de grăncieri, care acum este Poliția de Frontieră, da. Și ei, practic, sunt trecuți deja la contract, toți. Trupele de carabinieri, cei care sunt în oraș, permanent pe străzi, în protecția ordinii publice, ei sunt al doilea în rând,
la profesionalizare 100% și după aceasta Armata Națională. Cu toate acestea, la 50% deja suntem profesionalizați. La momentul actual este pus ca scop ca către 2020 să avem armata 100% profesională. Anterior a fost 2017, dar ieșind din faptul că bugetul alocat Armatei Naționale, cât și protecția socială care o avem, nu face profesia de militar atractivă, avem probleme la încorporare. Totodată sunt unități în care nu știm de ce, acum studiem, de ce nu vin tinerii, cum ar fi, nu că se schivează, pe contract ca să îndeplinească serviciul, cum ar fi forțele de menținere a păcii din raioanele de est ale Republicii Moldova, unde un salariu a unui soldat începător este în jur la 6.000-6.500 de lei. Este un salariu relativ. Ministrul apărării avea salariul de 6.500 de lei. Așa că este o posibilitate pentru un tânăr care nu s-a apreciat încă, dorește să meargă la studii, să facă carte sau dorește să capte o profesie. Încheie un contract pe 3 ani cu Ministerul Apărării, îți faci serviciu, ești hrănit de 3 ori pe zi, ai uniformă, nu trebuie să cheltui pe îmbrăcăminte, pe cazare, pe mâncare, mai câștigi un ban, îl strângi, te decizi, și te maturizezi și practic la vârsta de 21-22 de ani te decizi, deja poți să pleci din armată ca poate om matur. Și, ca un îndemn, și noi încercăm să lămurim toate acestea. Dar către 2020 noi ne-am pus ca scop ca Armata Națională să fie 100% pe contract. Depinde de finanțarea care va fi alocată armatei. Dar suportul politic, credeți că va fi deplin? Eu cred că suportul politic este cel puțin declarativ. Fiindcă toți își doresc o armată profesionistă. Da, sunt unele partide de opoziție care când erau la guvernare doreau o armată puternică profesionistă, cum a venit o opoziție strigă, noi nu avem nevoie de armată, dar cu forțele date e clar. Azi suntem e bine, mâine nu suntem, tot e rău. În orice caz, iarăși mă întorc că susținerea politică este, dar declarativă, dar ea se materializează prin alocarea bugetară. Dacă nu va fi alocare bugetară în anii viitori, în așa mod că noi putem crea condiții necesare pentru serviciu pe contract 100%, atunci vom rămâne la nivel de declarație sau intenții populiste. Domnule ministru, am citit că ați declarat că pentru a implementa aceste reforme este nevoie de a majora bugetul Ministerului Apărării până la de 5 ori chiar. Este adevărat? Nu doar aceste reforme, este o strategie care noi am elaborat-o ieșind din necesitatea minimă de apărare a Republicii Moldova. În cooperare cu experții din Statele Unite ale Americii, din Marea Britanie, din alte țări parteneri, am făcut evaluarea Sistemului Național de Apărare sau revizuirea strategică a apărării, așa se numește, Strategic Defense Review. Conform acestui studiu, noi, ca să ne menținem capacitatea de apărare și în 5-10 ani, trebuie urgent să alocăm mult mai mult acestui domeniu. Eu înțeleg că este important domeniul social, medicina și altele, clar, dar noi trebuie să facem o prioritate. Acești bani dar, unde sunt canalizați și în ce proiecte concrete, ministru? Dar la momentul actual decizia rămâne să fie primită de către politici, de către guvern și parlament. Noi vom prezenta această strategie în curând în cadrul Colegiul Militar Președintelui Republicii Moldova, vom înainta-o și la guvern. Ea consiste din câteva etape. În primul rând, noi să stopăm regresul. Știm cu toții că tehnica militară este din perioada sovietică. Noi n-am investit practic niciun ban în dezvoltare, în procurare de echipament, în procurare de muniție și așa mai departe. Totuși, trebuie să ne decidem ce facem. Mențim în așa mod situația și doar plătim salarii puțin la
întreținere, puțin la antrenament și atunci vom degrada într-un moment în așa mod că va trebui să ne micim toate munițiile și vom rămâne fără muniții ca stat, ca țară. Sau totuși puțin cât puțin investim și recuperăm ceea ce n-am făcut-o timp de 20 de ani. De aceea noi am propus ca să începem cu 0,5% din produsul intern brut și anual să adăugăm câte 0,1, în așa mod ca către 2017-18 să ajungem la 1% din produs intern brut și după aceea pe parcursul a 5 ani ar fi de dorit să menținem acest procent ca să ne, avem posibilitatea să reînnoim tehnica, armamentul, fondul de cazarmă, fondul parcurilor de păstrare a mașinilor blindate care de asemenea se deteriorează și în așa mod către 2020 să putem procede la un program de înzestrare. Este ceea ce ne-au sugerat practic toți partenerii noștri, este ceea ce noi ca sau specialiștii marelui stat major care pricep totuși în materia dată spun de ani buni, este ceea ce a fost scris încă în anul 2001 în concepția de reformare a forțelor armate, în care era preconizat că către 2014 noi să avem armată profesionistă, 100%, ea să fie redotată și bugetul militar să fie 2,5% din produsul intern brut. Și iată că nu s-a ajuns. Și iată că nu s-a ajuns, fiindcă nu s-a alocat, nu s-a alocat, nu s-a alocat, mereu finanțarea, subfinanțarea sistemului dat, național de apărare, și am ajuns la ce am ajuns. Dar eu mă voi strădui să demonstrez faptul dat atât Parlamentului Republicii Moldova cât și Guvernului. Rămâne să vedem care va fi decizia, reieșind și din faptul că este un an electoral, care vor fi prioritățile. Dar eu consider personal că armata și apărarea noastră trebuie să devină într-un moment o prioritate pentru orice, nu contează cine este la guvernare. Domnul ministru, am citit cu stupoare, practic, în presă, acum câteva zile, această știre în legătură cu extragerea armamentului, sau mai bine zis, furtul de armamente la brigada 1. Numărul 1 din Bălți. Din Bălți, da. Cum decurge cercetarea, că nu mai întreb cauzele, cercetarea acestui caz? Nu cunosc la moment, fiindcă este transmisă procuraturii militare, dar pot să spun că armele au fost găsite, întoarse, au fost sustrase de către un ostaș care trebuia să elibereze sau s-a eliberat din serviciul militar, fiind chiar la post. La momentul actual, noi întreprindem toate măsurile ca să punem pază, video și iluminare mult mai bună, dar acestea iarăși sunt bani și vreau să spun că nu degeaba Marinuța bate în toate ușile și vorbește despre sistemul național de apărare, despre necesitatea de a investi, fiindcă paza bună trece primejderea. Și după cum vedem, sunt infractori nu numai în societatea civilă, avem și în armate, mai scăpăm cu un ostaș care este încorporat, ba cu înclinații nu prea bune, câteodată și nu prea sănătos. Mai prindem și unii corupți, cum a fost chiar astăzi la Criuleni. Unul din prestam șefii, servicii, unii din șefii unei școli auto. Da. Ne clarificăm, ne luptăm. Nu înseamnă că stăm pe loc. Important este că s-a depistat, peste câteva zile s-a depistat, arma aceasta n-a fost folosită, foarte bine au lucrat reprezentanții procuraturii, poliției militare, a Serviciului Informației și Securitate, în colaborare și cu Poliția Națională. Așa că eu vreau să spun că lucrăm, muncim. Și vom încerca ca cazuri de genul dat să nu se mai repete. Da. La fel, când mă pregăteam pentru emisiune, am accesat site-ul Ministerului Apărării
Și la capitolul Aeroportului Internațional Mărculești am găsit următorul gen de activitate. Transport aerian de mărfuri și pasageri, pregătirea și perfecționarea personalului tehnic, menținerea aviației armate naționale ca gen de armă, crearea și menținerea rezervei active a forțelor aeriene și menținerea în stare aptă de zbor a aeronavelor ca gen de activități. Și mă gândeam, poate am omis noi ceva și nu știm, într-adevăr, au loc aceste procese. Acestea sunt ca gen de activitate. Unele poate să se deruleze, altele poate fi în așteptare de investiții. Cu alte cuvinte, care este problema acestui aeroport internațional? Pentru că potențial există, dar potențial există, valorificat. Avem nevoie de investitori, avem nevoie de investiții și cred că odată ce vom găsi bani în cauză, va crește și aeroportul dat. Pentru noi este important să-l menținem și după posibilitate să-l dezvoltăm. La momentul actual, practic, menținerea acestui aeroport se datorează participării navelor noastre în misiunea ONU din Afganistan, pentru care sunt plătite aterizarea nefrecventă a unor nave marfare care vin în Republica Moldova. Dar aceste aterizări au loc. VIP, totuși au loc aceste aterizări. Da, activitatea pe aeroportul internațional Mărculești se duce. La momentul actual noi suntem în căutarea posibilităților de a schimba sistemul de iluminare și aterizare pe timp de noapte, fiindcă este unul învechit care practic nu mai funcționează. Și clar lucru să vedem cum găsim investitori. Sperăm să avem susținerea și din partea conducerii de vârf a Republicii Moldova. Am avut o problemă majoră, s-a vorbit undeva jumătate de an în urmă că se încearcă ca un atac raider, cum la noi era atunci, asupra aeroportului. Cu eforturi comune am soluționat problema dată. La momentul actual nu suntem expuși niciunui pericol. Dar exista. Da, a fost practic un litigiu de lungă durată care l-am soluționat. Cu acoperire politică sau nu? Nu știu dacă e cu acoperire politică, dar s-a soluționat. Și ce, greu, dar am rezistat. Și ce VIP-uri ați spus că aterizează? Nu, mai sunt avioane mici, dacă cer aterizarea personale, acolo e bazat helicopterul prezidențial, de ce avem și activitate pentru aeronave VIP. Dar mai mult este ca aeroport marfar. Și încă o precizare, am să aflu, în dotarea Armatei Naționale sau în general a statului Republica Moldova, există câte elicoptere pentru conducerea de vârf a țării? Unul? Unul este, nu este în stare de funcționare, încercăm anul acesta să-l transmitem la reparație ca să fie reparat ca helicopter pentru pasageri. Și nu numai pentru conducerea de vârf, dar și în scopuri comerciale. Și este unul în funcție. Altul în funcție. Și unul în funcție, da. Dar poate cunoașteți, de când este în exercițiul funcțiunii domnul președinte Timofti? A fost ridicat în aer acest elicopter? N-a fost folosit deloc. Pentru că alți președinți îl foloseau mai des. Noi îndeplinim indicațiile care o sunt. La moment, dumnealui nu a avut necesitatea. Domnul președinte, la orice moment, când va dispune, doar dacă nu va fi la un lucrări de reglementare și așa mai departe. Domnul ministru, ne întrerupem pentru o scurtă pauză de publicitate, după care revenim. Revenim după publicitate. Настоящие ценности побеждают время. Английский чай Ахмад Ти. Ваш безупречный вкус. Ксерокс. Мы не копируем мысли. Мы формируем сознание. Open your mind. Наши?
Hey, kid. Kobe Bryant? Some ice cream, young man. Ice cream? Sí. The best fly with Europe's best airline, Turkish Airlines. Volvo XC90 din inima Scandinaviei. Siguranță pentru tine și familia ta. Materialele de calitate și opțiunile generoase din dotare îți vor garanta o atmosferă de lux și confort. Automobilul testat de drumuri și timp, Volvo XC90, într-o echipare bogată, acum la prețul de 35.880 euro. Volvo, net superior prețului. Am revenit în studio, domnilor și domnilor, discutăm, după cum, poate dacă ați prins sau nu, dacă ați conectat acum televizorul, vă reamintesc, discutăm cu ministrul apărării, Vitalie Marinuță. Domnule Marinuță, discutam despre situația din sânul armatei și nu numai. Ce proiecte sociale implementați, dacă există? Da, noi avem ca scop ca să facem un serviciu militar atractiv, în așa mod de, vorbeam la începutul emisiunii, că chiar astăzi de către guvern a fost primit a fost adoptată o hotărâre de guvern care pune în funcțiune legea cu privire la bugetul pe anul 2014 și militarii de rând cu alte categorii vor primi un supliment de 30% începând cu 1 ianuarie curent. De asemenea, vreau să menționez că acel deziderat asupra căruia muncim deja de 3 ani de a începe un parteneriat public-privat de construcția spațiului locativ, în final, practic, prinde se conturează, da, și contractul este semnat. Eu voi aduce detalii mai multe luni într-o conferință de presă. Dar mă bucur faptul că noi am reușit totuși să negociem un contract destul de avantajos pentru Armata Națională și totodată ne-am demonstrat nouă, dar eu sper că și întregii societăți, că se poate de folosit foarte rațional orice bucată de pământ din capitală sau din alt oraș, pământ al statului, în așa mod ca să avem beneficii bune. Adică un hectar de pământ se poate de vândut, așa spunem, nu la prețul real, dar mult mai mult. Și aceasta mă bucură. Noi vom realiza proiectul dat în 2 ani și peste 2 ani Armata Națională va primi în jurul la 111 apartamente de serviciu. Pentru militari. Pentru militari și angajații familia civili ai Ministerului Apărării, dar asta ne soluționează foarte multe probleme în garnizoana Chișinău. Ne dă posibilitatea să demarăm programul și în alte părți. La capitolul armate și la capitolul legat de calitatea dumneavoastră de ministru, cred că am încheiat toate întrebările, dar există și o altă realitate în Republica Moldova, care se numește politică. Și presa, în special, niciodată nu ratează acest deliciu de a atinge și unele subiecte politice. Care este, în general, situația în sânul Partidului Liberal Reformator la momentul actual? Se lucrează. Am fost înregistrați de curând, la finele anului trecut, și încercăm acum, nu că încercăm, dar cu pași ferme, construim organizațiile teritoriale, ne pregătim pentru conferințele raionale, în așa mod ca în luna martie sau aprilie, când va fi primită decizia, așa cum s-a enunțat și la congres, să avem un congres extraordinar, deja unde să ne lansăm în pregătirea pentru campania electorală.
deja ca un partid format, ca un partid cu toate structurile. Vreau să spun că lucrul merge bine și eu sunt ferm convins că noi vom reuși. Congresul despre care vorbiți, cu siguranță, cel puțin așa insinuează unii experți, că ar aduce în fruntea partidului un alt lider decât cel actual. S-ar putea. S-a discutat și de unii conducători ai Partidului Liberal Reformator. După cum cunoașteți, noi avem ca președinte domnul Ion Hădârcă, dar avem și doi copreședinți. Practic, aceasta este celula de conducere a partidului. Nu m-aș avânta la momentul actual, fiindcă eu personal nu cunosc despre discuțiile cu un alt lider. Și dumneavoastră știți despre cine se vorbește. Vorbim despre fostul prim-ministru Ion Sturgeon. Nu cunosc. Posibil că da. Și eu consider că ar fi destul de bine ca noi să avem o persoană alături de domnul Hădârcă, de semne notorie, în așa mod ca cu echipa actuală și cu alții care vor adera să mergem către cetățean, să lămurim ceea ce avem de făcut, dar cel mai important este să câștigăm încrederea lor și să putem în următorii 4 ani să implementăm acel program al partidului, dar mai mult acele promisiuni care le vom face cetățenilor și acele solicitări care le vom primi de la cetățean. Dar faptul că domnul Sturza vine din mediul de afaceri, nu considerați că ar fi un subiect de reproș din partea acelorași experți, chiar și alegători? Eu, la momentul actual, prea mulți oameni de afaceri nu politic. Știu, se vorbește de domnul Sturza, se vorbește de altcineva, se vorbește de Marinuța sau mai știu cine. Nu exclud faptul dat, dar nu consider că venirea în politică din mediul de afacere numai decât este un lucru rău. S-ar putea în unele cazuri să fie și lucruri nu deloc chiar bune. Dar în funcție de echipă, în funcție de statut, în funcție de ce se permite liderului și ce nu, se poate și de văzut și după rezultat. Suntem în an electoral și cu siguranță după alegeri va fi vorba despre o coaliție dintre partide. Nu avem la ora actuală un partid care ar avea simpla majoritate sau marea majoritate. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Și partidul dumneavoastră, în cazul în care accede în Parlament, va trebui iarăși să fie partea unei coaliții, probabil. Cu ce partide din actuala guvernare și din opoziție ați merge împreună? Cred că decizia dată când vom accede în Parlament va fi primită colegial de întreg partidul, de conducerea sau, nu știu, la nivel de conducere se va decide la ce nivel va fi primită această decizie, dar fără doar și poate nu vom intra în coaliție cu comuniștii. Dacă vom avea posibilitatea, atunci cu acele partide care ne sunt mai aproape, dar strict partidele de dreapta care vor susține în continuare integrarea europeană, dezvoltarea economiei de piață, supremația justiției și nici că cum altfel. Aceasta este poziția mea personală care voi promova și în cadrul partidului în caz că voi fi întrebat. Dar, de exemplu, Partidul Democrat nu este un partid strict de dreapta, până la urmă. Este un partid de centru-stâng. De acord, dar dacă ne uităm după dezirații sau obiectivele care sunt la moment, de asemenea, susținerea cursului nostru european, dezvoltarea Republicii Moldova pe cale democratică, economie de piață și eu cred că faptul că noi atâția ani am fost în coaliție, puțin ne-a călit, puțin ne-am aflat unii pe alții care cu ce răsuflă, ne dă posibilitatea nouă sau mie personal îmi dă posibilitatea să afirm că de un caz de necesitate de a face coaliție, inclusiv cu Partidul Democrat,
clar lucru, eu voi opta pentru, pentru aceasta. Ca să definim... poate ca persoană, ca politician. Am înțeles. Ca să definim cine sunt alegătorii Partidului Liberal Reformator. Sunt foști alegători ai Partidului Liberal, unii alegători, iarăși foști alegători ai Partidului Liberal Democrat, sau cine? La momentul actual, reșind din sondajele care le-am văzut eu în mediu, în mass media, în jur, un mare procent de cetățeni sunt indeciși. Nu știu cu cine să voteze, chiar dacă au fost adepții unui partid sau altui partid. Noi, clar, lucru ne vom axa pe votanții de dreapta, votanții liberali, votanții care susțin anume dezvoltarea Republicii Moldova, faptul ca Republica Moldova să se dezvolte anume pe eșecherul european, faptul că Republica Moldova să aibă relații foarte strânse cu România și, clar lucru, cei care vor crede în programul nostru de acțiuni. Deci aia noi sperăm ca să avem mult mai mult decât pragul de trecere în Parlament. Dar pentru aceasta trebuie să muncim foarte mult. Clar lucru, să muncim de gândit. Da. Ca să putem să căpătăm încrederea oamenilor. Dar cred că sunteți de acord. Cu alte cuvinte, veți fi nevoiți să rupeți din electoratul PL. Altă ieșire. Păi asta e politica. Vom fi nevoiți să convingem oamenii din mai multe electorate. Și în special din PL. Păi aceasta este un o lege a vieții, o realitate. Ce... Și vreau să spun că aici, da, practic, noi avem deja mai mult de 60% din primarii PL-ului sunt cu noi, au trecut deja cu noi. Cam același este procentul consilierilor, în afară de municipiul Chișinău, care au trecut cu noi, din PL. Deci aici am auzit anterior reacția PL-ului la afirmațiile noastre și ca de obicei este poate minciună este prea ușor spus. Dar dacă tot ați spus acum despre PL, ce relații vă leagă la ora actuală ca partide politice și ca foști colegi cu liderul? Nicio relație. Nicio relație la nivel personal. Colegi. La nivel personal. Eu mențin practic relațiile, contactele, ne sunăm, vorbim cu marea majoritate a celor care au rămas adepți ai Partidului Liberal, în afară de unele persoane din conducere. La nivel de formațiune nu cunosc fie vreo interacțiune la moment. Dacă domnul președinte al României, Traian Băsescu, ar primi cetățenia Republicii Moldova și dacă ar cere-o și dacă ar primi-o eventual, a declarat domnia lui că s-ar putea implica și în politică. Și în cazul în care ar exista o asemenea realitate, cum îl vedeți pe domnul Băsescu în politicul moldovenesc? La momentul alături actual, de care partid, poate? Nu, alături de care partid noi cam ne dăm seama fiecare, dar eu consider că noi, ca Partidul Liberal Reformator, trebuie să ne axăm pe prioritățile noastre, în primul rând, pe dezvoltarea echipei, pe creșterea liderilor și promovarea lor. În așa mod, cred că vom fi o echipă destul de numeroasă în următorul Parlament. Un răspuns foarte diplomatic. Bine, dar totuși, domnul Traian Băsescu a decorat cu acele onoruri ale României nu doar deputații liberali, dar și pe cei liberali reformatori. Cred că aici viziunea domniei sale a fost că nu depinde de la ce formațiune politică este. Depinde mult de faptul ce a făcut pentru promovarea limbii române. Și mă bucură faptul că doamna Ana Guțu a fost acea care a
promovat inițial acest proiect, s-a luptat pentru acest proiect, totuși a câștigat până la urmă și acum rămâne ca noi să vedem cum deja facem ca acea decizie a Curții Constituționale să devină și lege. Fiindcă noi putem să ne ascundem după deget încă mulți, mulți ani. Dar ce ține de limba română, noi vorbim română, trebuie să ne spunem în față și nu contează ești de la Pele, Pelerie sau PD sau Peledemie sau comunist. În Moldova, în Republica Moldova, se vorbește limba română. Și se învață limba română. Eu nu știu un stat care ar avea în Constituție scris o limbă, da? Și nu ar învăța-o. Și ar spune că aceea e limba lor. Înseamnă că noi trebuie să facem acea greșeală istorică, să scriem în Constituție că este limba română, fiindcă copiii mei, spre exemplu, în certificatul lor de absolvire a liceului, au ca obiect limba română. Și ei vorbesc română, îmi spun tata, noi vorbim română. Și eu vorbesc română. Și dumneavoastră vorbesc română. Și mă bucur faptul că președintele României a apreciat faptul dat și prin sau promotorul de bază a acestei decizii a curții este colega mea, Ana Guțu. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mai așteptăm. Și dat fiind faptul că este un an electoral, sper să ne întâlnim mai des. Da, vă mulțumesc și dacă vom avea invitație, voi fi atât eu cât și colegii permanent prezenți pentru a aduce mesajul nostru cetățenilor și clar lucru pentru a discuta și a răspunde la întrebări. Nu totdeauna plăcut chiar. Ce să facem? Nu cred că au fost cele mai neplăcute întrebări. Suntem gata și pentru cele neplăcute. Vă mulțumim, domnul ministru. Doamnelor, domnilor, vă reamintesc că am discutat în această seară la dialogul de seară cu ministrul apărării Vitalie Marinuța. Sunt Artur Musailean, vă doresc o seară plăcută în continuare. La revedere!